Gata, mămica îmbrăcă-te frumos. Ia-ți sau și mă uit. Ce-ai îmbodolit fata asta? Tu cu capul gol, dar e cu căciulă. Ce te uiți la mine? Scoate căciula. N-ai văzut mai nou? Toate femeile poartă bebelușii fără căciulă. Metodă nouă. Ei, dar n-o să răcească oare? Nu mă răcește, tu și răcești dacă am cu capul gol. E capșonul să-l pun măcar. Scoate femeie capșonul și ascultă-mă, fii modernă. Ei, hai, dacă ai experiență, îl scot. Cătălina, pune fetița în față, este mai modern. Desigur. Ce-i cu coța tu copilul în față, e periculos? Pune mai fată copilul în spate. În față! În spate, fată, că-s mai mare și știu mai bine. Eu tot știu. În față. În spate. În față. Am spus în spate. În față. Eu-s mai mare, am spus în spate. Eu deja nu mai știu ce să înțeleg. În spate, în față, în spate, în față. Unde să-ți spun, mam? Mai bine o las acasă. Rămânem acasă? Mie mi se pare periculos și în față și în spate. Ce-ți fac? Gata, te las acasă cu bunica. Dar îți crești și stai cu mine în față. Ia, Cana, nu vrea să asculti sfatul. Ia, mătușu, ca să-ți dăi ție borș cu curiechi. A? Cum? Fetița mare. Ce faci tu? Nu-i dau borș cu varză. N-am înțeles. E doamnă-i fată mare, o-go-go. Și apropo, regula, să o pui în scăunil. Ia dimineața, mănâncă tiert, treci la mama. Uite unde regulile este, că eu ți-ți dau un sfat. Hrănești copilul și vrei să mănânci, pierci. Și apropo, eu borș îi dau la amiază. Și varza este interzisă până la un an. Ce doare burtica, mămică? Da, deja o doare. Ce se dă păstine, ce se fac? Lasă, dă-i pasă, măi. Acă așa dacă te răd cu mătușa. E plăge că eu plăc cu bură. Generația asta? Dacă eu așa frumoasă și cu fasole am fost rănit când eram mitic. Și sănătoasă. Terci. La 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 la. Ați ieșit la plimbare? Da, da, la plimbare. Dar și-o ții femeie în brațul de obicei, o să fii mare. Ei, mare, nu mai este mare. Dar câte luni are el la tine? Are aproape 10 luni. Dar să ține copășel. Încă nu, încă nu. Mă tem să o pun. Sfatul meu, urgent consult un doctor. La 10 luni trebuia să alerge prin o grad, dar tu ții în braț. Serios? La doctor? Da, du-te la doctor până nu-i târziu. Hai, mierte, mămică, hai! Așa! Singur e copățel? Hai, copățel! Hai, mămică, hai! Hai, nu vreau la doctor, mămic, țin-te! Hai! Țin-te, mămică, copățel, mămică! Ești Cătălina! Să ne vadă copățel! Ea este mică încă! Deci mi-a spus că ea trebuia să fugă prin o grădă și să mă duc la doctor! Cătălina, copiii se dezvoltă diferit! Nu asculta și tu gura lumii! Serios? Da! Uzi meargă? Chiar să alerge! Și mă uit eu la gură lumii. Nu stai la mama în brău. Și când aici trebuia să mergi, o să mergi, da? Da. Dacă și tu ești mămică și te-ai regăsit în aceste exemple, scrie în comentarii cum faci față la multe sfaturi venite din exterior. Și dacă v-a plăcut filmulețul, puneți multe, multe like-uri și noi vă spunem pe curând. Pa, pa! Bye!